Cu mici excepții, nu sunt de acord ca pacienții mei să cântărească mâncarea, deoarece comportamentul alimentar nu este rațional, logic și politically corect, pentru că nu este controlat de neocortex, zona rațională, logically și politically corect a creierului uman. În principal, comportamentul alimentar este emoțional pentru că este controlat de paleocortex, zona irațională a creierului uman. Interesant este că, doamne, doamne, extraterestru, șef sau cine o fi gândit corpul uman, a pus centrii responsabili de supraviețuire în zona irațională a creierului. Probabil pentru că nu știa că vom comunica prin telefoane wireless 5G și ne vom mări silicon, cu sânii cu silicon, alocarea inițială a centrilor nervoși responsabili cu supraviețuirea fiind probabil gândită pe zona rațională a creierului unui Australopithecus africanus. Cumva, localizarea asta a funcționat. Ne-am supraviețuit perioadelor de foamete, dar lucrurile încet au luat-o de la vale, treptat prin secolul 20, odată cu apariția unei realități complet nemai întâlnite până atunci. Accesul liber la oricâtă mâncare. Acum, după 100 și ceva de ani, uitându-ne puțin înapoi la epidemia de obezitate de azi, am putea dezbate că încercarea de control a comportamentelor de supraviețuire de către neocortexul nostru deștept a eșuat glorios. Atât când vine vorba de comportamentul afectiv responsabil de supraviețuirea speciei, cât și când vine vorba de comportamentul alimentar responsabil de supraviețuirea individului, majoritatea oamenilor sunt din ce în ce mai singuri, mai depresivi și mai grași. Deci, probabil designul inițial al localizărilor centrilor de supraviețuire în zona inconștientă a creierului a fost totuși bine gândită.